Bună seara și bine v-am regăsit. Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmăriți știrile GDS. Mâine se reiau cursurile în școlile și grădinițele din județ. Excepție vor face patru structuri aparținând comunei Orodel. Este vorba de școlile din Cornu, Teiu, Bechet și Călugărei, la care nu se poate ajunge deoarece nu s-a finalizat dezăpezirea în zonele respective. Aici vor fi reluate cursurile joi, pe 12 ianuarie. Decizia a fost luată în ședința de astăzi a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolș în urma centralizării situațiilor din unitățile de învățământ de pe raza județului, s-a constatat că în marea majoritate a școlilor situația se prezintă foarte bine, dezăpezirea s-a făcut foarte bine, școlile sunt încălzite, drumurile au fost dezăpezite cu ajutorul primăriilor, deci elevii pot să se reîntoarcă de mâine la școală. La Orodel se va relua școala, încă nu s-a terminat dezăpezirea și nu se poate ajunge la structurile respective. Orele pe care le-au pierdut elevii luni și marți atunci când școlile au fost închise din cauza ninsorilor și gerului vor fi recuperate pe parcursul anului. Chiar dacă în au încetat, echipele serviciului de salubritate și rea de PFL sunt prezente pe străzi. Îndepărtarea zăpezii troienite de ger nu este așa de ușoară, dar oamenii spun că în acest an se simte că dezăpezirea s-a făcut bine. După ce străzile au fost curățate de zăpadă, echipele salubrității și ale regiei autonome de administrare a domeniului public și fondului locativ au trecut la dezăpezirea trotuarelor, lucru deloc ușor având în vedere că gerul a troienit zăpada. În momentul de față, ca de altfel în fiecare zi lucrătoare din această perioadă, peste 120 de lucrători din cadrul societății noastre, repartizați pe șapte sectoare de activitate, îndepărtează zăpada depusă pe trotuare și împrăștie material antiderapant în locații precum Bulevardele 1 Mai, Nicolae Romanescu, străzile Anricoandă, Caracal, astfel încât circulația pietonală să se desfășoare în condiții optime. Cantitatea de material antiderapant împreștiată în această perioadă a fost de două tone de material antiderapant în amestec, adică sare industrială și nisip, și alte două tone de clorură de calciu. Acționăm atât cu forța umană prin ceea ce înseamnă uh, angajații de la secția zone verzi, reparații străzi, mobilier urban sistematizarea circulației și acționăm la nivelul trotuarelor din municipiul Craiova, cei de la sistematizarea circulației în zona semnelor rutiere, semafoarelor, parcuri, grădini, tot ce avem în administrare. Iar mecanizat am câștigat loturi la licitația organizată de Salubritate Craiova și avem loturi de sărărițe, practic pentru un împrăștiat material antiderapant. Avem loturile de transport, săpadă, dacă va fi nevoie, sau material antiderapant avem gredere, avem buldoi scavatoare, suntem pregătiți și am acționat și acționăm în continuare. Ne-am obișnuit. Ce să facem? Avem programul pe la 1. E mai scurt în perioada? Da, a... da, da. 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 Câți zeci de metri ați dat de zăpadă de pe trotuare? acum da. și depinde cum... Câte o parte e mai bătut, câte -o, câte, -o mai bătut câte o parte e mai moale. Vin din calea București și chiar s-a dat zăpada și se lucrează peste tot. E foarte bine. Echipajele de intervenție rămân în alertă deoarece sunt anunțate noi ninsori. Zăpada a adus și bucuria în special copiilor care au profitat de vacanța prelungită pentru un săniuș pe cinste. De mâine vor reveni la școală, așa că s-au bucurat acum cât au putut de pârtii. Frigul nu i-a speriat pe copiii care au ieșit în parc să se bucure de săniu și de zăpada troienită. Gerul a făcut ca pârtiile să fie numai bune, iar săniile să alunece așa cum se așteptau cei mici. Este foarte frumos. Ai profitat de zăpada din ultimele zile? Da. Ai venit zilnic? Um, da. Stai în zonă sau vii dintr-un alt cartier? Vin în brază, din Brasa lui Novac. Brază, ca să dai cu Sania. Îți place da. mult? Nu ți-e frig? Nu, nu chiar zilnic. Am venit de când a început să fie gheață pe jos. Îți place iarna? Da. da? Mai ales ca că, că e repede pârtia. Prietenii colegi Nu, nici. nu ne întâlnim. Nu nu doar cei mici au ieșit să se bucure de zăpadă și cei mari au înfruntat frigul pentru a se bucura de pârtii. De ce ai venit astăzi aici și cu schiurile? pentru cu pentru că aici? este o zi frumoasă, o zi de iarnă autentică. Și încercăm si noi schiuri de puțin în parc. Și? Este ok? Este ok, da, este ok. Vremea bună, zăpada foarte bună. Ești pasionat de, de sporturile de iarnă? Sunt pasionat, da. Ha? În general de sport sunt pasionat. Cum s-a părut zilele acestea? Parcă a fost foarte animat, foarte mulți copii, foarte mulți tineri. A, da, datorită zăpezii care a căzut în ultimele zile, eu zic că trebuie să ne punem cu toții, și mici și mari, de, de vreme de afară. De zăpadă, în primul rând. Din această seară se așteaptă iar soi, astfel încât pârtiile din parc vor mai fi practicabile zilele următoare. Locatarii din cartierul Valaroșie nu mai au motive să fie invidioși pe islandezi. Ei au propriile gheizere care pot rivaliza cu cele nordice. Aburul care iese din gurile de canal se ridică la câțiva metri înălțime. Pe banii cui se întreabă oamenii? Pe strada Vântului din cartierul Valea Roșie până în intersecția cu strada I de Sârbu se pot face băi de abur după ce o conductă de termoficare s-a spart, iar prin gurile de canal iese fără oprire abur ca din furnale. Oamenii din zonă sunt foarte nemulțumiți și spun că ei vor fi nevoi să plătească pierderile înregistrate de aproape două săptămâni de când trenează această situație. Anul ăsta, în mod deosebit, de câte ori am trecut, așa, uitați-vă și dumneavoastră. se pare normal să se pare normal atentează la buzunarele noastre, nu? Așa că noi plătim pierderile. Au săpat pe aceea ce au făcut, s-a făcut că fac și n-a făcut nimic. Iar e spartă conducta și să pierde aceea... Da, ce să Și iar, iar mă duc să-i spui să le dea telefon. Le-am dat eu telefon. E undeva vreo țeavă spartă, nu faptul că, nu faptul că, că, că sunt sevile în apă. Și din cauza aia se creează condensul. Cred că e undeva, spartă că au mai făcut o reparație aici, fiind o conductă de apă. Au reparat, au pus manșon, nu știu ce au făcut acea. Conducta cu agent termic ce trece prin acea zonă aparține CET 2 Craiova. Reprezentanții companiei cunosc situația, însă spun că frigul îi ține pe loc. Ei mai adaugă și că pierderile nu vor afecta buzunarul cetățenilor. Știm de situația din Valea Roșie din această dimineață. Este vorba despre un por în conductă și se pierde puțină apă. Din această cauză e sabur fiind foarte frig afară. Dacă oamenii spun că e sabur foarte mult, o să trimitem acolo o echipă. Poate conducta s-a fisurat și mai mult. Însă nu vom putea să intervenim din cauza temperaturii prea scăzute. Vom face acest lucru când vremea ne va permite. Nu vor plăti oamenii pierderile pentru că lor li se contorizează consumul la punctul termic. Acestea sunt pierderile noastre, a declarat Dan Vasile, directorul. 2 Craiova. Oamenii din zonă spun însă că situația se repetă în fiecare an și, deși au făcut numeroase sesizări, nimic nu s-a modificat. Mai multe blocuri din Craiova au rămas fără căldură și apă caldă în weekendul trecut din cauza unei avarii produse pe 6 ianuarie la complexul energetic Oltenia. Prin urmare, temperatura agentului termic furnizat de CO a coborât sub pragul de 80 de grade Celsius, iar în apartamentele craiovenilor a ajuns și sub 35 de grade. Cu toate că problema s-a rezolvat în cursul aceleiași zile, lipsa apei, calde și frigul au persistat în apartamentele unor craioveni până la începutul acestei săptămâni. Centrele medicosociale încep să devină tot mai căutate, fie că rămân singuri, fie că familiile nu-i mai pot întreține, mulți bătrâni sunt nevoiți să-și petreacă finalul vieții în aceste centre. Un exemplu este așezământul de la Cetate. Înființat în 2004, centrul medico din Cetate are 42 de paturi. Oamenii vin aici din întreg județul fiind aduși de regulă de familiile care nu-i mai pot îngriji. De obicei sunt bolnavi din tot județul Dolj, nu internăm din alte județe. Avem și din comună. Sunt de la 70 de ani în sus pacienții toți care sunt internați. Solicită îngrijirii medicale, dar și îngrijirii sociale. Povestea bătrânilor din acest centru medico-social este în mare parte aceeași. Suferind de diverse boli, ei nu mai pot fi îngrijiți de cei apropiați, mai ales că au nevoie de tratament medical. Așa am preferat mai bine să vin aici decât să stau, să mă trebuia cine să țină după mâine, să dute vinul la doctor. Păi, așa... Sunteți singură, sunteți din cetate și sunteți singură, copiii nu mai sunt aproape. Un băiat, dar e cu servici la calafat. Are și el problemele lui, care și pe soacră s-a bolnavă și au casa, stau și, la, și pe la Craiova, au și aceea, au problemele lor, nu putem să mă duc să stau pe capul lor. Instituția se află în subordinea Consiliului Județean. Persoanele care nu au venituri nu plătesc nimic, iar pensionarii plătesc echivalentul a jumătate din pensie. În continuare, vă prezentăm informațiile meteorologice. La noapte vom avea parte din nou de vreme geroasă în Oltenia. În plus, un șanse mari să mingă din nou, însă cu o intensitate mai redusă ca zilele trecute. La Craiova, temperatura minimă va coborâ până la minus 12 grade Celsius. La Slatina și Corabia vom avea la noapte minus 11 grade, în timp ce la Târgu Jiu și Drobeta va fi ceva mai puțin frig, pentru că aici se vor înregistra minus 8, respectiv minus 9 grade Celsius. Majorul va fi norat, dar nu va mai fulgui decât izolat. Temperaturile maxime la orele amiezii vor oscila în general între minus 2 și minus 5 grade Celsius. Excepție va face sudul județului Olt, unde la orele amiezii termometrul se va opri la minus 7 grade. Locuitorii din Râmnicu-Vâlcea vor fi cei mai fericiți, pentru că vor avea cea mai ridicată temperatură a zilei, minus 1 grad Celsius. Cirile se încheie aici, urmează imediat Jurnalul Sportiv. Vă doresc o seară plăcută în continuare alături de programele LGTV. La revedere!